prieteni, și bine ați venit la un nou episod de Blogs Fruits. În acest episod vă voi arăta cum să luați sabia, saber și instinct. Ok, deci haideți să începem. Prima dată voi trebuie să mergeți la jungle și mergeți la acest turnuleț. Ok? Pac! Și o să fie aici un butonaș. Mergeți peste el și gata, o să se facă verde. Bun, trebuie să facem un puzzle ca să ne dea un item. Ok, o să vedeți voi totul. După aceea mergem la Blocks Fruits Gacha și sărim pac aici și zi butonaj, da? Și mai este încă un butonel. Fiți atenți. Este chiar pe acest copac. Deci, unde este butonașul nostru de la Blocks Fruits Gacha? O luați la ultimul copac aici și pac, săriți pe el. Bun. La gorila mai sunt încă două butonașe. Bun, deci fiți atenți. Primul butonaș este pe acest copăcel. Apăsăm și pe el. Și, what? De ce este un copac căzut? Foarte sassy. Ok, următorul butonaș este fix aici, pe această piatră. Ok. Dacă ați făcut totul corect, o să trebuiască să vi se deschidă o ușă secretă. Urmați-mă. Deci mergem la Blocks Fruits Gacha și pe acest poduleț. Bun? Atenție, trebuie să aveți minim level 300. După aceea va fi așa, o crăpătură în pământ. Pac! Un chest de diamant, foarte bine. Și ia uitați, o torță. Ok, deci la voi o să meargă să las torța, dar la mine nu merge deoarece am luat-o de mai multe ori. Ok, după aceea, fiți atenți ce trebuie să faceți. Vă recomand să mâncați neapărat fructul light. Da, deoarece cu el vă puteți deplasa mult mai ușor dacă voi n-aveți portal. Ok? Deci haideți să ieșim pe aici. Pac! Și acum trebuie să mergem la Desert Island. Cum arată Desert Island? Fiți atenți. Deci este o insulă așa, foarte micuță. Nu, nu. Trebuie să trecem peste Middletown. Ok? Ca să știți. Este destul de îndepărtată. Da, dar asta e chestia. O să trebuiască să faceți foarte multe drumuri pe acest video. Deci trebuie să fiți pregătit cu un fruct foarte bun de deplasare. Și ia uitați Desert Island-ul. Wow, ce mișto. Bun, și dacă voi ajunge la Desert Island, fiți atenți. Vedeți unde sunt boat dealerii? Ia uite, mergeți fix la această casă, da? Și intrați în ea. Țineți torța în mână și acest perete o să se ardă, guys. După aceea luați acest cap în mână, da? Îl luați. Și după aceea mai avem încă un drum, dar o să fie destul de greu. Deci fiți atenți, trebuie să mergem la Frozen Village. Ia uitați-l. Deci de asta vă recomand eu light. Uitați-vă și voi cât de ușoară este deplasarea cu domnul Light. N-ai treabă. Wow, poate se mai întâmplă să cădem, dar nu e problemă. Haideți, Shining Flight. Bun, eu, mie mi se mișcă așa Light-ul, deoarece l-am awaken, dar vă probabil nu o să vi se miște chiar așa. Dar oricum o să se miște bine și la voi. Deci, uitați, Frozen Village. Ce mișto este această locație. Bun. După aceea, trebuie să mergeți fix aici, jos. Și vedeți că este un ciurciure din care pică apă. Trebuie să țineți capul, da? Îl țineți în mână și trebuie să vă uitați în el să se facă albastru cu apă. După ce s-a făcut albastru, trebuie să vă duceți la un man de pe aici. Deci prima dată, mergeți aici sus, da? Foarte easy. Și după aceea, într-o cameruță dintre aceasta, aveți grijă să intrați în cea bună, va fi un omuleț suspect. Ia, cred că în aceasta este? Nu! Două secunde. A, uitați! Sick man! Și dați apa să o bea și se face bine, da? Dați help! Pac! Bun! Partea aceasta este cea mai grea parte. Prima dată trebuie să mergem la Pirate Village. E cam departe Pirate Village.
Dar asta ne necesită challenge-ul nostru. Credeți-mă, o să vă placă reward-ul, da? Vă promit că o să vă placă reward-ul. Deoarece Instinct Hockey este cel mai bun din joc, Instinct Hockey-ul, deoarece puteți să vă faceți așa și să dați dodge. Acest Instinct Hockey, dacă sunteți de pe tastatură, puteți ori să apăsați E, ori să apăsați K și vi se activează. De pe telefon aveți un butonaș și scrie Instinct. Bun. Și ajungem fix aici. Da? Haideți de la bodilări. Pac, mergem pe această parte. Trecem de clădiri și este Richman. Salut. Ce faci, bro? Ok, vă nu o să vă zic asta. Dar fiți atenți, o să vă zic că trebuie să bați un boss, frate. Că nu știu, l-a bătut pe taica meu de la ruptă. Da, du-te-ți și bate-l și tu pe el. Așa, deci este foarte apropiată acea insulă. Fix aici, da? Oleu! Haideți să mergem și va fi un boss. Ia uitați, mob leader. Are level 120, deci ar trebui să fie foarte ușor de omorât. Ok, are 3000 viață. Știu că puteți să-l bateți, guys. Știu că toată lumea poate să-l bată. Dacă nu, nu-i nicio problemă, da? Se mai întâmplă să mor de la boss. Și acum putem să vorbim cu domnul nostru numit Richman. Să zic că salut, bro, ia uite relic, da? Și ne dă o relic. Oleu, ia să vedem. Mergem înapoi la jungle, ok? Deci trebuie neapărat la domnul jungle, că nu merge altundeva. Neapărat la jungle. Bun, și o să fie un perete și trebuie să puneți relicul în el. Da, dar atenție, ca să vorbească Richman cu voi, neapărat trebuie să aveți level 300. Dacă aveți mai puțin, nu vorbește Richman cu voi. E prea bogat să vorbească cu băieți. What, dar toți băieții de pe Bloxfruit sunt tope. Nu contează ce level au. Da, și la acest perete luați relicul și îl puneți. Pac! Și o să se spawneze o cameruță de genul, da? Ok, și s-ar putea să fie spawnat bossul Saber Texper. Dacă nu este spawnat, dați server hop. Apăsați pe servers și căutați un server în care este domnul Saber Expert. Ok, Saber Expert, este timpul să mori. Credeți-mă, nici acest boss nu este foarte ușor, dar nici foarte greu de bătut. Puteți să luați mai mulți oameni să vă ajute la bătălie. Și dacă o să-l bateți, o să vă dea sabia Saber și o să puteți lua instinctul. Ok, deci ca să luați instinct aveți nevoie de 750.000 de dolari. Cam mult, dar atât vrea jocul să avem. Nu știu de ce, dar e cam mult. What? Deci trebuie să mergem la marele și marele Sky Island. Let's go! Haideți. Bun, o să ajungem la acest Sky Island alb. Bun. După aceea intrăm în clădire și este o săgeată. What? Mergem acolo. Aici, da? Pac, îl teleportează undeva. Bun. Deci fiți atenți. Vedeți unde este bossul Thunder God, dacă îl știți. Trebuie să mergeți fix acolo la el. Încă nu este spawnat pe serverul meu. Și cred că mereu ați avut o clădire aici, da? Fiți atenți. Vorbim cu domnul Instinct Teacher. Salut, fratele meu! Fratele meu, dă și mie instinctul ăla, te rog eu mult! Pac, talc, yes! Și-l cumpărați! Ok, și acum trebuie să vă antrenați pe instinct. Nu o să vă dea din prima dodge, dar poate să vă mai dea dodge-uri din când în când. Deci țineți E-ul și mie îmi dă foarte multe dodge-uri deoarece am max power pe el, da? Ia uitați, nici mă interesează de ce îmi face boss. Ok, acum chiar mă interesează că era mă mare. Bun, deci de asta vă zic eu, instinct este foarte bun, deoarece vine unul la voi și vă dă, zicem, Hand of the Emperor. Voi puteți să stați în instinct și nu vă dă damage. Deci nu vă face nimic. Nu vă fac oamenii chiar nimic cu instinctul. Dar este o șansă să nu vă dea dodge, ok? Deci să nu vă supărați, dar este o șansă să nu vă dea dodge. Deci cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe. Și noi ne vedem data viitoare, guys. Pa, pa, boys!